Ți-a spus Mario că vrea să te implici mai mult în zona asta de influențăreală și ai venit acum cu o întreagă echipă după tine, că stăteam să te urmărim cu lumini, cu cadre, foarte... S-a nimerit să fie băiatul care mă mai și filmează și s-a nimerit și am zis că de ce nu să fac, să fiu și la muncă în același timp. Îți place din ce în ce mai mult zona asta sau asculți sfatul lui Mario că e cazul să profiți la max? Nu, eu întotdeauna am fost for my job, 100%. Da, mai tragi și puțin pe dreapta așa. Nu, pur și simplu, adică eu sunt tot timpul, îmi place să combin jobul și distracția, să zic așa, și întotdeauna am fost super workaholic. Cum ai făcut tu cu, că nu te, am văzut mai devreme, că vorbeam de America Express, că ți-ai luat câteva lucruri după tine, când ați, în episodul trecut, când a trebuit să vă mutați din rucsac într-o bocceluță acolo. Nu ți-ai luat tu farduri, nu ți-ai luat tu nimic. Cum ai suportat-o zi? Mi-am luat o chestie micuță, dar oricum acolo nu prea m-am machiat. Adică mi-am dat maxim cu un concealer, un bronzer și un rimel și creionul de sprâncene și gloss. Astea erau cele 4-5 produse pe care le aveam cu mine. Așa că încăpeau într-o borseduță foarte mică și în rest mi-am luat strictul necesar de care aveam nevoie. De ce te-am întrebat asta? Pentru că vreau să te întreb când mai lansezi ceva în zona asta de cosmetice. Ai lansat un ruj. Și după aia, uite acum, kit-ul ăsta așa de supraviețuire în vacanță. Da, o să fac un kit de supraviețuire într-o vacanță pe o insulă pustie. Nu știu, dar poate va urma, da, o colecție, de ce nu? Mai zic ceva legat tot de show. Te uiți acum la emisiune, îți place ce vezi? Că tot TikTok-ul, tot Instagram-ul, fie Alexia, într-o țară ca nu știu care, fie Alexia. Îți place? Ai schimbat ceva? Normal că îmi place. Cred că acolo eu am fost 100% natural, atât eu cât și fratele meu Aris. Cu tot cu certuri și cu nebuniile noastre. Suntem niște frate care ne iubim și care am fost 100% real și cred că asta se și vede în PTV. Și da, sunt foarte mândră de noi și cum am fost acolo. Și noi suntem mândri, vrem să terminăm interviul ăsta ca să mergem acasă, vedem dacă ai luat amuleta. Vedeți că începe acum, în jumătate de oră.